The Weeknd a apărut în cel mai recent episod din American Dad, acolo unde a cântat niște versuri pe care fanii nu se așteptau vreodată să le audă din gura lui. Versurile clar nu îl reprezintă pe The Weeknd, pentru că spune că nu a consumat niciodată droguri, nu s-a uitat niciodată la filme pentru adulți și, evident, despre cum nu a făcut niciodată sex. Iar fanii știu bine că nu este deloc așa. Întotdeauna mi-am dorit să joc un personaj care să exprime fix opusul lucrurilor pe care oamenii le cred despre mine și, evident, să fac mișto de mine. În clipa în care mi-a fost oferită oportunitatea, am profitat din plin de ea, a declarat artistul.